Ambele echipe au câte 6 puncte înaintea acestei întâlniri, 4 partide, fiecare 2 victorii, 2 înfrângeri, fiecare echipă mare meciuri de disputat, partide amânate. Suntem George Pârvan și Costi Prun și vom comenta pe dumneavoastră această întâlnire. Gazdele sunt în albastru cu alți în culorile tradiționale ale clubului din capitală, în galben și blu maren, oaspeții pregătiți de Horațiu Dal, 45 de ani, și Ovidiu Dal, 47 de ani. Bucureșteni, echipa bucureșteană are ca antrenor pe Bojan Rudici, în semn de 43 de ani, fostul jucător al Stelei, și Ovidiu Mihail, 41 de ani. Arbitrii acestei partide sunt Robert Harabagiu și Silviu Stănescu din Moren, observator al Federației Române de Handbal, Octavian Pripaz din Râmnicu Vâlcea. În prima rundă CSM București a stat, apoi a câștigat 28-25 cu Suceava, a câștigat din nou 37-30 la Dinamo, a pierdut 32-35 în această sală cu Călăraș și o nouă înfrângere 21-27 la HCM Minaur Baia Mare. De cealaltă parte, Turda, primă victorie 27-26 cu Târgu Jiu, a înregistrat o înfrângere severă 29-37 în fața Stelei, are o partidă amânată care va fi direct la 1 octombrie de la 17:30 la DigiSport cu campioana și deținătoarea cupei HCM Constanța. A pierdut 28-31 la Poli Universitatea Timișoara și în fine o nouă victorie 30-24 cu Știința Municipală de Deman Bacău. Arbitrii partidei sunt Harabagiu și Stănescu, un cuplu de arbitri valoroși și un cuplu de arbitri internaționali. Încet, încet se vor rezolva probabil și aceste probleme din arbitraj care au fost la unele partide, pentru că altfel Comisia Centrală Arbitrilor riscă să nu mai aibă cupluri pentru toate partidele. Sunt numai puțin de 7 partide la fete, 6 la băieți, deci ne trebuie 13 cupluri pe fiecare etapă din totalul celor 24 sau 25 de cupluri care sunt pentru Liga Națională. CSM București pe primul atac pozițional, ca de obicei la coordonare este sârbul Șașa Marianaț, a pătruns din extrema stângă și a fost faultat negru. Pivot Novan, Inter dreapta Simovici, Inter în stânga este Milošević, care acum vine la combinație, a încercat Marianaț să pună mingea printre picioarele lui Radu Lazar, 9 metri pentru CSM, iar extremă dreaptă este Constantinovici pentru bucureșteni, portar ca de obicei bosniacul Blazevici. De cealaltă parte, Răzvan Sopca în poartă, apoi Dediu numărul 6, Lazar numărul 19, Alisie numărul 11, 18 este A Catrinei, 10 este Câmpan, iar numărul 17 este Răzvan Pavel. Ridicat aruncare de la 7 metri, se pregătește să execute sârbul cu Sasha Marianaț, 25 de ani, numărul 25, Petri Cău, se întrerupe cronometru în acest moment. Se mișcă poarta pe care trebuie să o protejeze Răzvan Sopca. Turda are 5 meciuri în 14 zile, un program infernal, spunea președintele echipei Flaviu Siseiac. Sunt și cele două partide din cupele europene pe care le vor disputa cu o echipă din Italia. Au trecut de primul tur din cupa EHF în fața celor de la Maccabi Tel Aviv. Este primul sezon în cupele europene pentru Potaisa Turda. Acum a venit și administratorul sălii pentru a vedea ce se întâmplă cu zona din dreapta porții lui Răzvan Sopca. Acest stâlp al porții nu este fixat cum trebuie, se mișcă și asta a semnalat cel care stă de obicei acolo, Răzvan Sopca. Sunt situații complet nedorite în această situație. Să mai spunem că în sală se află Daniel Georgescu, președintele secției de handbal de la Dinamo și vicepreședinte al Federației Române de Handbal, Sorin Toaxen, antrenorul al segmentului masculin la Federația Română de Handbal, fostul campion mondial
Gheorghe Golan și Ștefan Birtalan. Birtalan Bincheri, 66 de ani, astăzi Nicolae Nedef, 86 de ani, aceeași vârstă cu Constantin Popescu, este și Vasile Zgânde acolo lângă Birtalan și Nicolae Munteanu, în prezențe obișnuite deja ale meciurilor de la noi. Sunt și câteva jucătoare de la Rapid, care au terminat antrenamentul înaintea acestui meci și au rămas să vadă partida dintre CSM București și Potaița Turda. Între timp se încearcă fixarea acelui stâlp pregătit administratorul sării cu chei de rezervă, a strâns șuruburile. Este prezent la partidă și primarul din municipiul Turda, alături de echipa Fanion a orașului. Să vedem dacă va avea loc până la urmă, să spunem, tot ce s-a promis, în sensul că trebuie să se construiască o sală nouă la Turda, o sală de sport, măcar de vreo 2000 de locuri pentru micuța urbe a județului Cluj, pentru că acum, iată, Potaița Turda este cea mai valoroasă echipă de handbal a județului. Universitatea, din păcate, Transilvania este în Liga a doua și n-a promovat nici în sezonul acesta. Fetele de la U Alexandrion Cluj nu duc strălucitor. S-a refăcut situația, scuze. S-a rezolvat, da, problema cu poarta lui Sopca și Sasha Mariana se încearcă să fructifice această aruncare de la 7 metri, o fentă și până la urmă aruncă în dreapta lui Sopca. Gol pentru Gazde, minutul 2, 1-0, CSM București conduce pe Potaița Turda, prima partidă din etapa cu numărul 6. A avut o problemă cei de la CSM București în meciul din Baia Mare, în sensul că au ratat 6 aruncări de la 7 metri. Turda în atac, acum Marian numărul 5 este coordonator de Diu și 6 și a Catrinei 18 din Inter. Câmpan numărul 10 și Pavel numărul 17 extreme. Numărul 7 este Ștef Pivot. Lipsesc la Potaița Lucian Ignat și Nedat Savici. Serbul va reveni în aproximativ 2 săptămâni. Lucian Ignat va mai sta, dar nu este nimic grav la niciun dintre cei doi jucători. Atac prelungit, a intrat în prepasiv deja jucătorii Potaise, arunca Domică și pune mingea în stânga lui Blazevici în poartă, 1-1. CSM București, Potaița Turda. Același loc pentru Turda ca și în sezonul trecut, în afara celor două modificări, sunt doi jucători noi la echipă, Liberț și Cântec, în rest un lot omogen pentru echipa lui Horațiu Gal. Pavel așteaptă să vină coordonatorul, fug repede la schimbare acolo, Alisie și Lazar au crezut că vor prinde și ei o fază în atac, a făcut semn Horațiu Gal de pe margine să se odihnească. Marian, cel mai experimentat jucător al formației transilvanene, are numărul 5. A Catrinei, de Diu, Marian din nou pătrunde, se fleră fault. Cartonaș galben pentru Sasha Marianaț. Linia de 9 metri cu care încearcă Horațiu Gală să scoată ceva bun în această partidă. De Diu, Raul Marian și Adomnite vine. Adomnite aruncă de această dată la seminălțime. Bara îl protejează pe Blazevici. Prima ratare pentru Potaița în această partidă. Faza a doua dusă greoi de bucureșteni. Pasă pentru Negru în stânga. Acum minge ajunge la Simovici, un inter dreapta care are o stângă foarte bună, cât pe aici să scoată Turda mingea, Constantinovici în extremă, apăr Răzvan Sopca. Interesantă faza George cu Radu Lazar, care n-a intrat în extremă ca să nu și ia eliminare și să fie 7 metri, s-a făcut că se duce și s-a oprit. Exact, a judecat foarte bine. Vezi ce înseamnă, îl mai ține minte Costi pe Radu Lazar de la Cluj, când avea 21 pic de ani și când era plin de bunăvoință ca și acum, decât că era mai repezit, așa, între timp. Asta înseamnă că a acumulat experiență și a speriat-o și adversarul l-a ajutat pe Sopca. Recuperează același om de care vorbeam, Radu Lazar, pleacă pe contraatac, apără formidabil Blazevici. Prima ratare din situație 1-1 pentru Turda, dar mingea revine clujenilor, pentru că este
out pentru Potaisa. Lazevic, un portar experimental la 37 de ani, care are multe partide și în cupele europene, venit în această vară la CSM alături de alții doi jucători din fosta Iugoslavie, Raul Marian, acum pentru Câmpan, lasă mingea lui Dediu, aruncă cu pământul, blochează Blazevic, dă pasă de contratat pentru Constantinovic, liber Constantinovic, a fost împins aici la această fază. Cartonaș și galben și 7 metri pentru CSM. Câmpan a știut cum să facă, să faulteze fără să ia eliminarea. S-a răzgândit, arbitru i-a dat eliminare până la urmă. Da. Asta e în doi timp. Da. Ca motoarele de odinare, de Warburg. De Trabant. Așa am văzut și ieri, mai ținită la cadete în, cu Chelțe. S-a dat eliminare din prima atunci când faultă jucătorul scăpa la contraatac. Gol înscris din nou de Șașa Marianaț. 2-1 pentru CSM. Da, dar că acolo arbitrii spanioli au fost hotărâți, au dat din prima, adică nu... Și în plus a fost un meci de o frumusețe rară, un meci de handbal extraordinar de spectaculos. Vom mai avea mâine meci din Velux Champions League, Montpellier cu Rania Călovăn la 23:30 pe Digisport 3 și duminică la 23:15 Zagreb împotriva celor de la Kiel. Raul Marian pentru a duminicăi, Dediu aruncă la bratul lui Blazevic, care a fost prea sigur pe el, cum se spune, și mingea l-a păcălit, dezamăgit Bozo Rudici, la portarul Agafat. Vorbeam înainte de meci cu Bojo Rudi și a zis să mă întreb orice, dar să nu mă întreb de ratările aruncărilor de la 7 metri, că nu cred că vom mai avea un meci vreodată cu 6 aruncări de la 7 metri pe care să nu le transformăm în gol. Marianaț pentru Simović, Costadinović, gol din extremă. Foarte mult s-a înălțat jucătorul din extrema dreaptă și a mărit unghiul și l-a învins pe Răzvan Sopta. 3-2 pentru bucureșteni în partida cu Potaisa Turda. Vom avea mâine două meciuri din handbalul românesc. Avem la ora 11:30 de minute derbiul fetelor între HM Baia Mare și HM Roman la ora 11. Înaintea partidei avem săptămâna de handbal cu șeful arbitrului în studio Digisport, Alin Cârdigianu. Și apoi la ora 13 avem partida dintre HM Constanța și Energia Târgu Jiu. Raul Marian pentru Adomnicăi, greu din unghie pentru Adomnicăi, dar a fost faultat de către Negru, 7 metri pentru Aspeți. Raul Marian execută penalitatea. Gol pentru Turda. Se menține egalitatea, suntem deja în minutul 8. Avem și doi români în formația bucureșteană, pivotul Novan și extrema stângă Negru. Ceilalți jucători creează senzația că ar fi o echipă din fosta Iugoslavie, Costi. Recuperează Simović, foarte da? Bine Pavel și gol reușit de Lazar. A doua intercepție a jucătorilor la Potaisa și n-a mai greșit Radu Lazar, aruncă la portar, pe propriul portarului de această dată a fost Milošević, a scos Sopka, șansă pentru Turda, dar s-a dus această șansă, n-a putut să fructifice pentru că Radu Lazar a intrat într-un conflict cu doi adversari și a fost penalizat de unul dintre cei doi arbitri. Radu Lazar e cel eliminat, el explică arbitrului că n-a auzit fluierul. Primul atac al gazdelor în superioritate numerică și cea din tâi eliminare din meci în același timp. Marianaț, Simović aruncă vreo 2 metri peste poartă, era intrat și mult în adversar, n-a mai putut să îngroape mingea, cum se spune, spre traiectoria care se ducă la poartă. De mult n-am mai văzut aruncare atât de sus, de pătrundere. Nici nu înțelegeam cum a sărit mingea de mână în felul ăla. De asta a rămas fără grei, pur și simplu. Au sacrificat pivotul cei de la Potaisa Turda.
E Marian care încearcă să se demarce acolo, Câmpan, Dediu, Catrinei. Dediu se ridică, aruncă și marchează. Da, apărare puțin visătoare la CSM București, pe superioritate. N-au reușit să blocheze linia de 9 metri a oaspeților. În picior și-a dat minge aici Răzvan Pavel după ce recuperase. A fost cel mai bun om al oaspeților în partida cu Știința Municipală Dedeman Bacău. A avut 5 recuperări și 8 goluri. Deci foarte bun făcut de Răzvan Pavel. Culmea, singurul de pe post care n-avea dublură. Da, spuneam, Lucian Ignat este accentat, la fel ca și Nedat Savic pentru Turda. Se chinuie bucureștenii pe acest pozițional, au pus doi pivoți ca să-i țină pe jucătorii turzii acolo, dar tot i-au recuperat extraordinar de Diu, liber, apără Blazevic. Două ratări pe contraatac, sigur, cu portarul la Potaisa în această primă repriză, însă apărarea funcționează bine în inferioritate. Mariana a încercat să-l angajeze pe Novanc, a prins a domnică ei acum Dediu, contrat ușor de Novanc, reușește să marcheze de asta dată. Poate că brânciul lui Novanc l-a ajutat, cartonaș galben pentru pivotul formației bucureștene. Interesant a fost, ați văzut în reluare, un umăr la umăr la această fază și timp de odihnă cerut de Bozo Rudici. Ați auzit pe sârbul Bojo Rudici, ca jucător de handbal a putut să folosească mingea cu ambele mâini și cu stânga și cu dreapta, el dreptaș fiind a avut un accident de mașină, după aceea s-a obișnuit să joace cu stânga. Apărare împinsă de Potaisa Turda către care duce atacul gazdelor către centrul terenului, Novanc, Negru, Milošević, la un pas de intercepție a fost din nou Lazar. Mariana este prepasiv. Era fault în atac. Câmpan, Adomnicăi, cei doi stângaci combină. Dediu a angajat Lazar, aruncă pe spate, 2 minute eliminare pentru Cristo Milošević. Nu sunt dispuși arbitrii să închidă niciun fel de infracțiune, ceea ce consideră ei a fi fost greșeală. Și iată-l pe Bojo Rudici certându-și jucătorul. De asta dată, penalitatea este executată de Claudiu Dediu. Gol fără probleme, cel de-al patrulea al Interului Stânga de 32 de ani, venit de la Universitatea Suceava la Potaisa Turda. Oaspeții au luat un avantaj care le oferă liniște. 7-3 minutul 12, mai ales că nu au primit gol și au reușit să marcheze în inferioritate numerică. E rândul gazdelor să se descurce cu un om mai puțin în teren. Marianaț vine să-l ajute Stoica, e depășit acolo, Stoica ține de tricou. Se întoarce jocul pentru CSM București cu 88, acolo este Stoica, cum la minge în interdreapta, joacă pentru Marianaț care nu poate să pună mingea la pivot, Stoica nu poate să arunce la poartă, Constantinovici foarte bine se apără, Clujenii, forțare în atac.
4 goluri pentru Turda și are superioritate echipa lui Horatiu Gal. Vine lansat Radu Lazar. Mingea nu l-a ascultat pe Radu la această fază, s-a dus pe lângă poartă. Negru pentru Marianaț. Simović își caută culoare pentru mâna stângă și a greșit pasa. A fost și ștearsă de unul dintre apărătorii de la CSM București, mingea, după ce a aruncat Lazar și până se iasă în afara suprafeței de joc, a atins-o Blazević. În ofensivă, bucureștenii, care n-au mai înscris de minute bune, din minutul 7, Marianaț, se fluieră faul, Pavel, s-au repliat cei de la CSM București, găsește locul liber acolo Alisie. Și boltă frumoasă, gol reușit de Adam Nicăi. Da, încet, încet și-a intrat în drepturi, cum se spune, Potaisa Turda, echipa care a început mai greu acest sezon în Liga Națională. Și CSM București, după victoria cu Dinamo de acum două etape, nu se regăsește, a pierdut două partide consecutive și are problemă și în acest meci pe teren propriu. Marianaț, Doica, închide bine acolo Alisia, aruncă Simović, blochează Lazar, a încercat de Diu să recupereze, n-a avut viteza necesară, s-a hotărât mai greu, Stoica, Simović, Marianaț, rămâne stângaciul în centru, încearcă să pătrundă, se fluierase fault. Dar în fine, cineva de la CSM București ne se mingea în poarta adversă. Stoica, Simović din nou, revine Marianaț în centru, pasă pentru Novank, Adam Nicăi și Lazar. Eliminat Alisie, pentru că l-a tras de tricou pe Novank, dar nu este de acord Horatiu Gal cu decizia, dar se împacă încet, încet cu ea. Atât foarte prompți arbitrii Carabagiu și Stănescu cu această tragere la pivot de tricou. Mariana Simović, iarăși Constantinović, bară, a fost o bară curată, cum se spune. Imediat mingea a ieșit în aut. Scuze-mă, Costea, a avut dita mai culoarul Simović acolo și a fost frică să arunce la poartă. Da, după acel meci aproape perfect făcut cu Dinamo în urmă cu două săptămâni, Simović nu mai arată aceeași constanță de invidiat pe aruncările de la semidistanță și joacă foarte mult o extremă. A fost schimbat, l-a costat ratarea pe Costadinović, a fost trimis Constantinescu în teren, adică a ieșit Constantin al lor și a intrat Constantin al nostru, nu? Raul Marian, cred că s-a dat pași la această fază când a pus frână Raul Marian. El a fost ținut. Simović, din nou pasă la extremă, se fără fault în atac. Marian s-a repliat formidabil, Novank, un exemplu la acest capitol. E pachet de nervi pe margine, Horatiu Sima reușește să respingă Sopka. Meciul place prin situațiile din teren, dar nici Turda n-a reușit să mai înscrie de 2 minute și jumătate. Da, foarte multe greșeli de o parte și de cealaltă, dar până la urmă s-au dat 12 goluri în 16 minute. Iarăși inferioritatea celor de la Turda, s-au descurcat bine, spuneam, jucătorii Horatiu Gal și la omul minus. Câmpan solicită 3 metri distanță, Adam Nicăi, Marian, return. Aruncă, Domnică îi respinge Blazević. Până la urmă, Bozniacul și-a făcut treaba. Mariana în centru, Pătru simulează aruncarea, gol! În fine, pentru CSM București, după 9 minute. Două goluri consecutive, da, pentru CSM București și o problemă la banca Turzii. Octavian Pripas, observatorul, cred că a văzut o schimbare greșită, să vedem care va fi decizia. Iată, Horatiu Gal explică ceva fostul arbitru internațional Octaviana Pripas. Da, eliminare la bancă, greșeala la schimbare. Cel care o încasează este Radu Lazar. După ce le expirase eliminarea celor de la Potaisa, iată că m-au făcut o greșeală.
și vor juca tot Comu minus, iese și Raul Marian și va intra Liberț pentru prima oară la coordonare. E unul dintre jucătorii noi, spuneam, veniți la echipă, Orădanul Cosmin Liberț. E mai ușor când reușești să iei unul sau doi jucători pe sezon ca să încadrezi în grup decât să aduci, să faci transferul masiv așa cum a făcut CSM București. E clar că îi trebuie o perioadă mai lungă lui Bojo Rudi să lipească, să facă relațiile de joc între albaștri. Liberț aruncă pe culoar, scoate Blazevici, recuperează la sacrificiu acolo Marianaț, faza a doua pentru bucureșteni care au omul în plus. Vine Marianaț, Pătru, până la urmă dă și el la extremă, gol înscris de Constantinescu și s-au apropiat bucureștenii la două goluri de la minus 5. Intrarea lui Pătru a revitalizat atacul celor de la CSM București. Odată a marcat, odată a dat pasă de gol, a fost capul limpede. Oh, ce execuție frumoasă, extraordinară a lui Câmpan. Exact în vinclu, pe colțul lung s-a dus această minge și repede Novan că restabilește diferența de două puncte. 7-9 București Turda, meci din etapa cu numărul 6. Duminică avem și derbiul Moldovei din Liga Masculină la 19:45, partida dintre Știința Municipal de Deva Bacău și Handball Club Vaslui pe Digisport 3. Ai senzația, Costi, că ambele echipe vor să recupereze perioada aceea lungă în care n-au marcat și acum dau gol după gol repede de tot. A Domnicăi, cel de-a treia, cel de-a treia reușită sa și o eliminare, Sașa Marianaș. Da, a fost tamponat și apoi îmbrâncit jucătorul Potaisei la această fază. Iată-l, Cristian Domnicăi, cât de bine s-a pliat acest handbalist pe jocul Potaisei. Nu s-a descurcat la fel de bine la Odorhei de când a venit la Turda, parcă zici că acolo era născut, așa de iute s-a lipit. Pătru e coordonator pentru CSM București, stă ca Pătru. A încercat să forțeze, da, Pătru repede să înscrie pentru ca apoi să fie pe apărare cu un minus CSM-ul. Acum au om în plus cei de la Potaisa, un minut și jumătate inferioritatea bucureștenilor. În prepasiv CSM-ul trebuie să arunce repede la poartă sau să mai scoată 9 metri, aruncă puternic la poartă, cred că a fost Milošević, a scos Sopka. A Domnicăi, gol! Cred că au zis că îl lăudăm. Foarte sigur pe execuția sa Cristian Domnicăi și nu i-a mai dat răgaz lui Blazevici să se reorienteze pe linia porții. 11 la 7 pentru oaspeți. Din nou s-a făcut o diferență rezonabilă pentru ardeleni în derbiul cu CSM. Iar s-au descurcat în inferioritate numerică, măcar să nu primească gol. Pătru Negru, la un moment dat luat în primire de adversar, a intrat cu numărul 99, Iulian Stamate, care a aruncat la poartă, e proaspăt pe fix, să-l felicităm. A aruncat puține pregătiri Iulian Stamate, care a vrut să-l surprindă pe Sopka. Încă 20 de secunde, om în plus pentru Turda, a intrat din nou Liberț la coordonare. În continuare se odinește Raul Marian, Moșul, așa cum este la poreclit de colegi, pentru experiența sa. Este foarte valoros Raul Marian la 34 de ani. A Domnicăi, joacă la pivot, care a fost faultat. Cu această tragere, Stamate este eliminat. Cred că a stat vreo minut și jumătate în teren Stamate. Turda din nou om în plus, revine jucătorul despre care vorbeai, Raul Marian, și discută acolo cu Dediu. O linie de 9 metri extrem de experimentată a oaspeților. Super, un 2 între Marian și a Domnicăi. Înscrie Raul Marian. O fază de toată frumusețea făcută de Potaisa Turda. În tempoul lor, la viteza potrivită,
au profitat și de omul în plus, omul în plus al celor din tur, da. Milošević, gol din centru. Vă reușită frumoasă a țărbului de 26 de ani. Schimbări de ambele părți. Revine Novan când defensivă este Radu Lazar. Va intra pivotul Ștef la oaspeți. Pavel pentru Dediu, Marian, Adomnicăi. Acesta l-a comunicat verbal colegilor schema. Marian, Domnicăi, Marian, Câmpan. Încicicează frumos Potaisa Turda. Va pierdut un tempo la pasare. Agață Blazevici. A încercat să pună boltă la această fază Răzvan Pavel. Iarăși pătru liber. Gol foarte frumos reușit de jucătorul linie de 9 metri al bucureștenilor. 9-12. CSM București, Potaisa Turda, minutul 22, în inferioritate, un gol pe contraatac important pentru gazde. Mai ales pentru moralul echipei pregătite de Bojorudic. E prima fază de superioritate pe care Deva nu o folosește cum trebuie. Vine Dediu, n-au noroc de gol oaspeții. Va repune Negru, Marianaț, Pătru, Agațe Mingea, Constantinescu, schimbare de direcție. Același Marian a rămas mult în urmă la o discuție cu Bojorudic. A revenit Milošević în teren. Pătru rămâne coordonator. Se joacă din nou 7 contra 7, da? Pătru le arată schema 4 colegilor săi. În dreapta este Milošević, în stânga Marianaț, a ieșit Simović, care n-a arătat mai nimic în această primă parte a jocului. Gol pe colțul scurt reușit de Constantinescu. Au extreme bune cei de la CSM București, se descurcă și timp de odine cerut de Horatiu Gal pentru Turda. Ne apărăm 6-0, da? Voșu vi la schimb, Radu, Mircea, Cică și Adomnicăi. Vine eu la schimb. Ei, n-am serios la poartă, avem ocazia, ți stăm tare sus! Le dăm lăsat! Nu ne mai grăbim, dar... Hai, reproșul acela indirect, dăm serios tare sus la poartă, era adresat lui Pavel, care n-a reușit să marcheze. A încercat să trimite mingea cu boltă peste portarul advers. Discuție pe margine în continuare între Horatiu Gal, antrenorul Potaisei Turda, și Pavel, care este odihnit. Liberț, Georgica Cântec, el e cel numit Gică de antrenorul oaspeților. Liberț din nou, Cântec, e prepasiv, aruncă fix în brațele lui Blazevic. Ce bine a regat Negru pe contraatac și gol pentru gazde, care se apropie la un gol după ce s-au chinuit 23 de minute, 11-12 între CSM și Potaisa Turda. Liberț, Cântec, Adomnicăi, încearcă Ștef să facă un pular pentru Interul său, a fost faultat Cristi Adomnicăi. Încă 6 minute și jumătate din prima repriză, s-au apropiat bucureștenii la un gol după ce oaspeții au condus cu 8-3. Aruncă Cântec, scoate bine Blazevic, care vine să primească pasa în afara semicercului de 6 metri. Marianaț la Negru, apără Sopca, nu, ne este Varo, mă scuzați, ce paradă frumoasă pentru Ludovic Varo, care a stat pe picioare și apoi s-a desfăcut. A avut o contribuție importantă Ludovic Varo în meciul cu Știința Municipală de Mambacău. A intrat când era foarte greu pentru echipa sa și a avut 3 parade la rând.
și a ajutat colegii să se desprindă pe tabela de marcaj. Pătru, Milosevic, mingea se întoarce la Pătru, pleacă Nicușor Negru, al doilea pivot, Mariana, încearcă să rezolve faza de unul singur. Bojan Rudici a apreciat faptul că Pătru a dat drumul la minge și a și reușit să marcheze, de asta și menține în postura de coordonator. Milosevic, Pătru, Mariana a luat om la om de Câmpan. Nu se înțeleg cei de la CSM București. A recuperat Alisie, Câmpan, au pierdut timp. Alisie, Pătru îl împinge, se dictează aruncare de la 7 metri. Da, foarte multe greșeli neforțate la CSM București. Din acest motiv Turda a condus cu acel 8-3. Acum au revenit gazdele în joc, dar pe o greșeală neforțată au pierdut mingea și acum Pătru a faultat de 7 metri. Au decis arbitrii Harbagiu și Stănescu. Octavian Pripas, observatorul federal, încearcă să-i calmeze pe oamenii de lângă banca bucureștenilor. Așează liniștiți până la urmă și Bogdan Vasiliu se secție de handbal acolo și se plimbă calm în continuare Bojo Rudici. Raul Marian revine la linia de la 7 metri și înscrie din prima aruncare în forță. Fără fentă a pus Raul Marian mingea peste capul lui Blazevici. Încă 5 minute din prima repriză a avut în reluare reușita lui Raul Marian. Două goluri pentru oaspeți care își doresc normal să învingă la București. Spuneau că degeaba am bătut Bacăul dacă nu putem să învingem acum la București, să obținem prima victorie în deplasare. Scoate Varo Iulea lui Milosevic. A intrat și Mureșan pe apărarea celor de la Turda. Marian pleacă pe contraatac, n-are noroc de gol, stâlpul din stânga lui Blazevic se opune. Partida are ritm, se forțează mai mulți jucători acum când mai au numai 4 minute jumătate din prima parte a partidei. Pătru minează aruncarea, întoarce jocul în stânga și se calmează poziționalul. E frumos e că le-a făcut acela, ambii antrenori au făcut acela semn, calm, calm, și atacul și apărarea. Adică zici că sunt comandanții de oși de pe vremuri. Pe Pătru vorbește și cu Mariana și cu Milosevic. Deocamdată nimeni nu amenință poarta. O face acum și marchează Hristo Milosevic. Iese la schimbare Milosevic. Este protejat pentru faza de apărare. L-ați văzut pe sârb lângă colegul său Stoica. 3 minute și jumătate. 13-12 pentru Potaisa Turda, care l-are în interstânga acum pe Cântec, în centru pe Libers și în dreapta pe Adomnicăi. Aruncă extraordinar Cântec și fructifică. Zidul trebuia să țină acea parte a forței, arăta Blazevic, el se dusese în dreapta. Extraordinară depășirea lui Constantinescu, golul reprizei pentru CSM București. A rupt coloana adversarilor la această fază, piruete și gol cu efect. O frumusețe golul lui Constantinescu. L-a păcălit pe Marian cu acea pivotare rapidă, s-a scuturat pur și simplu de adversar, care a fost suficient de înțelept să nu-l agațe nici de tricou și să nu mai faulteze, nici ca o eliminare inutilă. Liberți comandă atacul oaspeților. Nu s-au înțeles acolo, Câmpan pleacă din nou în circulație, lasă pentru Cântec, Liberț, Adomnică este prepasiv, Cântec! Scoate Blazevic cu puține șansă, dă pasta de contraatac mult prea tare pentru Constantinescu. Ieșise și Varo din poartă, Constantinescu l-a înțeles pe Blazevic cu această încercare, dar Bozo Rudic n-a fost de acord cu portarul său, faultat Liberț, 9 metri pentru oaspeți. Și a alunecat un picuț acolo Cosmin Liberț. Iată, am avut în reluare momentul în care Stamate l-a dezechilibrat, să spunem, pe Liberț. Încă 2 minute pozițional acum pentru oaspeți. A intrat în circulație extrema din stânga Pavel și Câmpan, la fel, 3 pivoți pentru Turda. Minge ajunge la pivotul original acolo, Ștefo, fază extraordinară și gol pentru Potaisa. Pătru, gol Constantinescu, e clar o schimbare Costi la CSM București de când a intrat Iveriu Constantinescu, 27 de ani, care l-a înlocuit pe
Miloș Kostadinović, sârbul Nada, satisfacție, Constantinescu chiar face spectacol. Da, și Simović acolo a fost schimbat cu pătru, foarte bună și această mutare la linia de 9 metri. Mai avem 75 de secunde din această repriză, un gol pentru Turdan care este la pozițional. Adomnicăi pentru Liberț, vine Câmpan. Adomnicăi rămas în centru, cântec, pase riscant, acolo foarte bine Mariana. Ștef și contrat puternic de tot, reușește totuși să înscrie Cosmin Liberț. Da, un gol important pe finalul acestei reprize pentru coordonatorul la Potaisei. Pătru a fost faultat de Radu Lazar, 9 metri pentru bucureșteni. A intrat și Alisie pe apărarea Turzii. Pătru, Milošević, Marianaț, linia de 9 metri, care de câte ori și-a jucat pivotul sau extrema, a avut câștig de cauză. Aruncă în forță, formidabil, Milošević. Primele două goluri de Inter, adevărat, Inter clasic. 15-16, CSM București, Potaisa, Turda, ultimul pozițional din această repriză pentru Ardelen, mai sunt 12 secunde. Adomnicăi pentru Liberț, vine cântec, aruncă pe lângă poartă. Iarăși pasa de contraatac pentru Constantinescu, care nu se mai poate duce spre poartă. S-a terminat prima repriză dintre CSM București și Potaisa Turda, dar mai avem o aruncare de la 9 metri cu zid pentru bucureșteni. Asta au decis arbitrii, adevărat, Constantinescu a fost tamponat pe contraatac. Tot el se pregătește să execute. Așează cu mâna, efectiv, Silviu Stănescu. A încercat să pună mingea peste zid, dar a blocat acolo Răzvan Pavel. La pauză, Turda conduce cu un gol la București pe CSM, 16-15. Luăm o pauză de 9 minute și revenim. Ai serată spaniolă. Triada Iberică luptă pentru titlu. Real se întrece în hat-trick-uri. Barcelona înșiră victoriile, iar Atletico încheie fiesta cu Sevilla. Viva la Liga Loca! În direct doar pe Digi Sport, digisport.ro și pe aplicația Digi Online. Băieții răi din basket aruncă la coș orice previziune. În Cupa României, toată lumea sare la trofeu. Astăzi și sâmbătă, ai spectacol la înălțime. În direct, doar pe Digi Sport, digisport.ro și pe aplicația Digi Online. Meciul și victoria pentru CS Universitatea Craiova de la venirea pe bancă a cuplului Sorin Cârțu Emil Sândoi. Oltenii au reușit al treilea succes la rând de această dată în 16-mile cupei. La Caransebe și oaspeții au beneficiat de autogolul lui Goșa, însă divizionarea secundă a egalat rapid. Lupu a făcut 1-1 după nici 5 minute. Craiova putea intra în avantaj până în pauză, dar golul lui Ferfele a fost anulat pentru offside. Până la urmă, fostul atacant de la Sportul Studențesc a fost eroul celor de la CSU și a marcat golul care i-a calificat pe Olteni în optimile cupei. Era de așteptat că o să avem un meci greu. Sunt așa partide specifice pentru cupă. Întotdeauna o echipă de divizia B vrea să arate că, eu știu, să-și arate într-un fel frustrările. Obiectivul a fost să trecem mai departe în turul următor.
nu mai contă acum, ați văzut că meciurile de cupă tot timpul apar lucruri neprevăzute. Puștii lui Gică Hagi i-au adus regelui a doua victorie de când a venit director tehnic al echipei. Viitorul a eliminat-o din cupă pe Săgeata. La Năvodari, Hagi și-a învins fostul antrenor de la Academie, Cătălin Anghel. A fost cu noi, am muncit împreună, am făcut lucruri bune. Îi urez baftă pentru care o luptă care o duce în divizia secundă ca să intre în prima ligă. Băiatul lui Petre Marin, Răzvan, a deschis scorul la Năvodari. Fundașul de 17 ani, Dragoș Nedelcu și Ursu, cu un autogol, au completat lista marcatorilor, iar Viitorul s-a calificat în optimile cupei după 3-0 cu Săgeata. Până în iarnă trebuie să-i văd pe toți ca să pot să analizez, să văd ce e de făcut în iarnă, așa că toată lumea până în iarnă sunt sub examen. Și eu, toată lumea. Rapid și Dinamo se întâlnesc pentru prima oară după o pauză de un an. Sezonul trecut, giuleștenii au jucat în Liga Secundă din cauza problemelor financiare, iar dinamoviștii au fost și ei la un pas de o soartă similară. La ei lucrurile sunt mai stabile. Din ce am văzut, ei au mai multă liniște și echipa este, să zic, mai omogenă decât a Rapidului în momentul de față. Atunci când începe meciul nu se mai gândesc la problemele lor financiare. Asta nu înseamnă că ei o să aibă o evoluție modestă din cauza problemelor pe care le au. Giuleștenii sperau să-i poată repatria cât mai rapid pe Cristi Săpunaru și Daniel Niculae, însă cei doi nu vor apărea prea curând sub comanda lui Gane. Am discutat, dar sincer nu înțeleg și nu știu ce își doresc. Săpunaru, din ce am văzut, a făcut o declarație că mai are ceva probleme cu fosta echipă, iar Nico este, să zic așa, de sigur. Stoican, în schimb, nu are probleme. Atacanții săi marchează gol după gol. Amândoi o să fie pe teren. Nu știu dacă în același timp sau pe rând. Sunt doi jucători care au consistență în joc. Nu mă interesează, și asta am discutat și cu jucătorii, câte minute ești pe teren, ci cât faci și ce faci în timpul prezenței tale pe teren. Din cauza măsurilor de siguranță impuse de jandarmerie, Rapid a pus în vânzare doar 4.000 de bilete la meciul cu Dinamo din Giulești. Este păcat, deoarece eu spun că este o greșeală foarte mare, că jandarmeria trebuie să fie nu organizată, foarte organizată și să suplimenteze numărul de jandarmi. Cel mai bine este să joci pe un stadion plin. Asta e cu siguranță nediscutat, dar sunt meciuri și meciuri. Nu la orice meci o să fie stadionul plin. Numărul spectatorilor va fi destul de mic. Probabil spectacolul din tribune nu va fi același ca anii trecuți. Te simți cu adevărat fotbalist când vezi în tribună 10, 12, 20 de mii de oameni, 30 de mii decât să vezi și 1.000, 1.500. Dinamoviștii vor putea fi susținuți în Giulești de doar 200 de fani. Ar fi plăcut să jucăm cu tribunele pline. Ar fi fost frumos să fie foarte multă lume, că până la urmă pentru oamenii care vin la stadion jucăm. Ce aștept de la suportul Dinamoviștii? Să fie la fel ca și până acum, să ne încurajeze pe toată durata partidei, să fie alături de noi, pentru că avem o perioadă bună în care cu victorie ne putem apropia de primele locuri. Frumusețe ca pe catwalk, îndârșire de tranșee. Așa se duce goana după aur la Cupa Mondială de Basket Feminin. Stăpânele inelelor joacă în direct doar aici, pe Digi Sport, digisport.ro și pe aplicația Digi Online. Secret amenință să iasă la lumină. Iar dacă regele nu-și mai protejează țara, mai pot muschetarii să-l protejeze pe rege? Leonardo DiCaprio, Jeremy Irons, John Malkovich,
Omul cu masca de fier, azi la 20. Sâmbătă ai serată spaniolă. Triada iberică luptă pentru titlu. Real se întrece în hat-trick-uri. Barcelona înșiră victoriile, iar Atletico încheie fiesta cu Sevilla. Viva la Liga Loca! În direct doar pe Digi Sport, digisport.ro și pe aplicația Digi Online. Am revenit în sala sportului Rapid pentru repriza a doua partidei dintre CSM București și Potaisa Turda, meci din etapa cu numărul 6, prima partidă pe care vă oferim din acest weekend. Un gol pentru Turda, lui Horațiu Gal, peste handbaliștii lui Bozorud și Ovidiu Mihaile, 16-15, după ce Potaisa a condus cu 8-3 pe început de partidă. Pe Digi Sport 3 de la ora 19 aveți hockey pe gheață în Liga MOL, Corona Brașov contra DAB Dockler. Sâmbătă de la ora 11, săptămâna de handbal, de la 11:30 din Liga Feminină Baia Mare Roman, de la 13 din Liga Masculină HCM Constanța Energia Târgu Jiu. Pe Digi Sport 3 de la 14, de la 17 Cluj Târgu Mureș, iar de la 23:15 Velux Champions League Rhein-Neckar Löwen cu Montpellier, iar duminică pe Digi Sport 2 de la 11:30 Ploiești Zala, de la 17 săptămâna de handbal, de la 17:30 Brașov Râmnicu Vâlcea, pe Digi Sport 3 Bacău Vaslui, de la 19:45, de la 23 din nou Velux Champions League Zagreb Kiel. Raul Marian și-a intrat în drepturi și este la coordonare pentru Turda. Padomică în dreapta, Didiu stânga, Pavel pe extrema stângă, Câmpan pe dreapta și Ștef pivot. Sunt jucătorii care s-a început și prima repriză. A apărat Blazevici și CSM-ul are acum primul atac pozițional al reprizei secunde. Vine Pătru lansat, care și-a păstrat locul în echipă după ce a jucat ultimele 10 minute foarte bine. Marianaț, pași la această fază. A vrut să-i paseze lui Novanc, dar s-a răzgândit. Păcat pentru faza celor din București, pentru că aveau doi pivoți. Pasa lui Adomnică respinge Blazevici, iarăși recuperează același Adomnică. Foarte bine joacă Adomnică, este concentrat 100%, ați văzut pe această recuperare și și-a ținut echipa pe atac. Plecase deja Raul Marian la schimbare cu Radu Lazar, însă Adomnică l-a rechemat pe coordonator pentru că a recuperat mingea. Marian lasă pentru Dediu, Adomnică, Marian sunt departe de poartă, Dediu trebuie să regândească atacul, este prepasiv, aruncă Adomnică, gol! Formidabilă aruncarea de pe picioare, îi cere scuze Adomnică lui Blazevici. Da, parcă a dat cu piatra, cum se spune în limbajul handbaliștilor. Blazevici a făcut semnul Adomnică că n-a fost nicio problemă, n-a fost în pericol să lovească, devieze. Două goluri pentru Potaisa în fața CSM-ului, minutul 32. Marianaț e coordonator, joacă dublu rol cu Pătru. Milosevic. Da, da, dublă. A greșit, l-a lăsat pe Pătru, dar acesta nu s-a dus pe minge. Radu Lazar, gol, două goluri din trei încercări pe contraatac. Radu Lazar în această partidă. Și Turda iarăși profită de greșelile copilărești ale CSM-ului și se duce la 3 goluri pe începutul repizei secunde. A renunțat Bojurudic la formula cu 2 pivoți, păstrează doar pe Stamate. Pătru în centru, cei doi serbi, Milosevic în stânga și Marianaț în dreapta.
Constantinescu pentru Marianaț, acum Milošević, Marianaț joacă la extremă și iarăși pune mingea cu efect Constantinescu, care are o multitudine de procedee și a reușit 5 goluri până acum în meciul cu Potaisa. E clar cel mai în formă jucător în faza ofensivă Tiberiu Constantinescu de la CSM București. Marian Deviu e primul șapte a celor din Turda. În această formulă au început. Cât faci să piardă mingea a Domnicăi? Raul Marian lasă pentru Deviu un prepasiv oaspeții care n-au amenințat poarta, dar au scos sub 9 metri, l-a tamponat pătru pe Claudiu Deviu. Își cere scuze Vali Pătru. E pus de două palme și stânga și dreapta pe cap lui Dediu. Rezistent jucătorul din Turda. Vali Pătru e cel eliminat într-o acea atingere la față a Domnicăi. Gol din nou, incredibil, una dintre zilele formidabile a lui Cristian Domnicăi, bucovinan de origine, a mai jucat la Timișoara, la Fibrex Nylon Sevinești și la Odorhei. S-a dus din nou Potaisa la 3 goluri și schimbare de portar, a ieșit Blazevici, a intrat tânărul Ionuț Iancu și el un produs al centrului de excelență de la Sighișoara, are 20 de ani Ionuț, a fost și la Constanța în urmă cu un sezon. Marian, ați blocat. Necru pentru același Marian, ați intră în duel 1-1 cu Domnicăi, gol cu mâna stângă. Foarte bine s-a descurcat sârbul la această fază. Da, surprins pe toată lumea, cred că el a jucat să scoată faul la această fază, așa, Marianaț. La pivot din partea lui Câmpan, Novan, adversarul său și-a fost ridicat Ardeleanul. 17-20, Turda menține această diferență de 3 goluri față de București. Marianaț a rămas în centru, fiind eliminat Pătru. Milošević, Negru intră în circulație. Constantinescu, gol și de pe cealaltă parte. Este indiscutabil omul meciului. E timp de odihnă solicitat. Cred că e vorba de schimbare greșită la CSM București. Ambele echipe au făcut o asemenea greșeală. Foarte atent observatorul Federației Octavian Pripas într-un dialog acum cu Iulian Stamate, care încearcă să își caute dreptatea, dar domnul Pripas îi bagă prea mult în seamă. Se mai ridică o dată și le explică ce au greșit. Robert Haravagiu este ferm, rămâne cu cele două degete ridicate, a venit acolo și Bogdan Vasiliu, a apărut și secundul Ovidiu Mihailă, lângă principal Bojorodici. Arbitrii rămân cu decizia lor și va trebui să învățăm aceste chestii, să respectăm hotărârile. E ca atunci când există o lege care este proastă, dar n-ai încotro. 6 contra 4 pentru 3 secunde la extremă. Extraordinar ce au greșit jucătorii Potaisei prin Câmpan. Aici a făcut pași, a pierdut acel tempo la pasa decisivă și n-a putut să atace poarta și a ieșit, a intrat într-o vrie, să spunem, de gândire. Pentru prima oară își face apariția în teren pivotul Adrian Rotaru, numărul 31. Chiar dacă are un om mai puțin, Bojorodici nu renunță la pivot. Negru încercând să creeze culoar, aruncă și respinge Sopka. Parada sa cu numărul 5. Lazar, gol! Ce hotărât a venit Radu Lazar!
Aveau nevoie handbaliștii lui Gal de un gol repede, le-a și cerut antrenorul acest lucru să forțeze și acum sunt pe apărare, dar au om în plus, asta contează cel mai mult pentru ei. Pătru, Constantinescu, Rotaru, Negru, e cea mai mare proporție de jucători străini la CSM București în această fază. Și bine a recuperat în o primă instanță Radu Lazar, da, apoi Pătru i-a dat peste mâna adversarului și i-a scos 9 metri. Radu Lazar foarte bun pe jocul avansat în apărare, a scos vreo 4 sau 5 mici în partidă. S-a încadrat foarte bine în echipa din localitatea sa natală. Marian scapă mingea. Au trecut erorile copilărești la cei de la Turda. Iarăși problemă la banca bucureșteană. Pas cu adevărat arată ce înseamnă să fii observator la o partidă, să nu te lași influențat de niciuna dintre echipe și să le spui arbitrilor ce se întâmplă atunci când nu văd. Da, discută Silviu Stănescu cu este un cartonaș galben, corect. Octavian Pripas, Bogdan Vasilie, Ovidiu Mihăilă și Bozo Rudici, oamenii din conducerea tehnică bucureștenilor. Marianaț pentru Pătru. Efectiv complet și pentru CSM București. Reapare Cristo Milosevic, arată schema din centru cu degetele arătătoare ale ambelor mâini. Pătru, Constantinescu, Lazar iarăși. Dau un pas de intercepție. A dat drumul iute la minge Rotaru, doar că a fost prea jos, nu putea nici măcar Negru să recupereze. Milosevic, Pătru, Milosevic din nou. În centru Marianaț. A stricat ritmul de pasare, pasau foarte repede cei albastru și alb. Marianaș din centru, faultat, indiscutabil. Da, a bătut pe două picioare, mai avea o variantă să joace la pivot, dar a vrut să arunce și a fost faultat sârbul. În prepasiv gazdele, Milosevic, pas grea pentru pivot, a scos extraordinar Rotaru această minge și a fructificat 19-21 pe abilitatea tehnică a pivotului minutul 39. Alt produs al Centrului Național de Excelență de la Sighișoara, care în timp își dovedește utilitatea. Cele două centre naționale, băieți Sighișoara și Râmnicu Vâlcea, fete înființate pe vremea când Cristian Gaț era președinte al Federației Române de Handbal, dintr-un fel copiii lui de suflet. Ce aruncare formidabilă! Extraordinar! Ionuț Ștef... Pavel a venit din extremă în poziția interului și a fructificat 17, Ștef era cu 7, da? Da, de asta am fost derutat la un moment dat. Știam că extrema vine de acolo în învăluire. E prima reușită pentru jucătorul de 27 de ani. Se joacă 7 contra 7, dar să vedem pentru câte minute. Am avut ceva eliminări și în această partidă, dar nu se bate recordul la meciul dintre Odorhei și Constanța, când am avut 22 de eliminări, 9 pentru Odorhei, 13 pentru campioni. Faultat Rotaru. Ce bătăios este Rotaru și scoate și eliminarea. Cântec e cel trimis pe bancă. Vă reamintim, mâine începe handbalul pe Digisport 1 la ora 11 cu săptămâna de handbal, invitat șeful arbitrilor Alin Cârligeanu, iar în direct de la Constanța va fi șeful HM din Constanța Alin Urhan. Apoi imediat la 11:30 avem HM Baia Mare cu HM Roman și la ora 13 meciul între HM Constanța și Energia Târgu Jiu. 4 eliminări la formația gazdă, 5 la oaspeți, până în acest minut 40. Milosevic din centru, Constantinescu reușește Soca să apere.
De mult l-a ratat Constantinescu în această partidă. Cred că este, da, la a doua greșeală a mai avut o fază grea în prima repriză. Foarte bine a stat Sopt acolo și s-a dus pe aruncare. 19-22, minutul 41, bucuros Horațiu Gal, ca portarul s-a scos mingea din fața lui Constantinescu. Joacă economic, gândește economic Horațiu Gal, schimbă rând pe rând jucătorii. Foarte bine vine Pavel, nu reușește să marcheze, schema a fost una foarte frumoasă. Rotaru, nici el nu dă gol, incredibil, ce ratări. S-a jucat la bară, să spunem, în ultimele momente și acum pe lângă poartă aruncarea lui Dediu, care a rămas încurcat în plasa din spatele porții adverse. Greșesc bucureștenii. În offside, să glumim puțin, era Dediu aici, dar nu se pune așa ceva la handball. Gol pentru Potaisa. Offside mare de tot, nu alta. Să timp de o dignă solicitat de Bojo Rudic pentru CSM București. Iată prin centru imaginii, ea este jucătoare la Rapid, n-are voie să fie conform modificărilor de regulament antrenoare jucătoare. Printre cele cunoscute sunt Cristina Nicolae și Elena Avă Dăni la Rapid și ele în grupul respectiv. CSM București în atac, Pătru pentru Milosevic, Pătru din nou, Marianaț, Pătru, Milosevic, Negru, se ridică sârbul, ajunge mingea la Constantinescu, a ratat, nu s-a mai dus spre poartă, Milosevic, aici mâna sus, pivotul rotar, nu-i dă nimeni mingea, este prepasiv, are loc să arunce și marchează Milosevic. Da, cred că era ultima secundă de atac pentru CSM și sârbul a riscat de câștigător. A pus mingea în poarta lui Răzvan Sopca printre doi adversari. 20-22-23, minutul 42. A avut Turda 5 goluri în prima repriză, acum a avut 4, să vedem dacă va mai avea puterea CSM-ul să revină în joc cu adevărat. Domnică îi pasă la al doilea sop pivot, era Ștef acolo, musculat, 9 metri. Da, apărat bine și Novan și Pătru. Liberți, Alisie încearcă peste tot să demarce faulta de Rotaru. Gest sportiv al lui Rotaru, care a dat mâna adversarului său după ce l-a tamponat. Extrem de vivace acest Rotaru, de hotărât atât în faza defensivă cât și în cea ofensivă a Domnicăi. Se ciocnește un picuț cu Câmpan, luat în primire repede de același Rotaru. Agresivitate în sensul bun al cuvântului, în limitele regulamentului pentru Rotaru, care acum este atenționat de arbitru Stănescu. A aruncat Liberț, echipa sa era în prepasiv, a apărat Blazevici. S-au repliat ardelenii. Marianaț în extrem și fructifică Negru. 21-23, două goluri legate pentru bucureștenii, care încep să spere din nou la ceva bun în această partidă. O perioadă mai slabă pentru oaspeți. A sesizat asta Horațiu Gal, l-a retrimis pe Raul Marian în centru. Marianaț încearcă să blocheze atacul advers. Dediu, gol!
Cel de-al șaselea este cel mai bun marcator alături de Adomnică. Cei doi Inter ai pot aici tot, și au făcut treaba extraordinar. Marianaț, Constantinescu. Ce execuție găsește Constantinescu. Pentru proteste primește cartonașul galben Horațiu Gal. A fost faultat pe pătrundere Constantinescu și a scos 7 metri. Însă l-a gândit foarte bine, iată, acest dribbling, a găsit traiectoria optimă. 7 metri, se pregătește să execute Sasha Marianaț, minutul 44, gol pentru CSM, 22-24. CSM București, dacă n-ar mai greși atât de mult, ar putea să revină la cel puțin la un rezultat de egalitate, Costi. Raul Marian pentru Adomnicăi. Da, a venit extraordinar Pavel, al doilea pivot pe culoar și a fructificat. Imediat repunere rapidă, ultra rapidă pentru CSM, a marcat un negru, nici n-au avut timp să se bucure ardelenii de gol și au luat și o eliminare la Câmpan. Momente delicate pentru oaspeți. Cea de-a doua suspendare temporară pentru Flavius Câmpan. Ultimul sfert de oră al partidei. Om în plus pentru CSM, dar două goluri pe tabelă în favoarea Potaisei. Marian în centru încearcă să depășească adversarii, închide bine negru. Frumos schimb de locuri între Raul Marian și Cristiana Domnicăi. De Diu. Doi oameni se strâng lângă el imediat ce primește mingea. Respinge Blazevici. Marianaț se plecase Constantinescu în poziție frontală, dar n-a fost culoar pentru a-i se pasa. Are șansă Bucureștiul să se apropie la un gol de Cujeni. Cei doi serbi colaborează foarte bine. Marianaț, Pătru, Constantinescu, Marianaț din nou, apare Milošević, pasă pentru pivotul Rotaru, acesta la un pas obține aruncarea de la 7 metri. Iată și pe Robert Licu, da, prezent și el la partidă, în partea opusă, să spunem, tribunei oficiale. Vine Milošević, aruncă în stânga lui Sopka, recuperează negru, un joc bun, vă repet, făcut de extremele CSM-ului, atât pe stânga cât și pe dreapta. Milošević liber în centru, n-ai voie să-l lași acolo să arunce și a pregătit foarte bine aruncarea și a înscris. La un gol se apropie CSM București de Potaisa Turda, 24-25, minutul 47. Da, nu avea cum să rateze Milošević din acea situație, n-a mai intrat de mult în teren dublura sa, de fapt colegul său în dreapta Simović, care a început partida slab, dar randament. A intrat atunci, pentru care a jucat foarte bine. Da, și atunci corect Bojorodic îl ține pe bancă pe cel care n-a fost în formă și în teren pe omul care aruncă așa cum trebuie, Blazevic. Este intervenția cu numărul 13 a portarului de la CSM București. Șansă pentru CSM să mai egaleze o dată pe Potaisa. Marianaț, Constantinescu, mingea este pentru Turda. Nu s-a văzut foarte bine ce a fost la faza precedentă. Se șterge suprafața de joc unde a căzut Constantinescu. A întins mâna foarte bine omul de lângă el, de acolo. Acesta este faultul asupra lui Cristian Adomnicăi. Turda, dacă vrea să își mai amintească de acel avantaj de 5 goluri, trebuie să înscrie, pentru că a început să trăiască periculos. Scurt dialog pe margine între Bojorodi și Robert Harabagiu, unul dintre arbitrii. Pavel, Mariana, Domnicăi, încearcă să scape de Novan, ce pasă bună, doar că se flărase fault.
Foarte bine a domnică astăzi, cum ziceai și tu, în mare formă, mare poftă de joc. Cred că e mulțumit dacă îl vede la televizor Petru Ghervan, fostul său antrenor. Pași. De Diu a făcut pași. Da. Oricum a scăpat mingea, a ajuns la rotarul. Balonul este pentru CSM București, care mai are oportunitate să egaleze pe Potaisa. Pătru Milosevic aruncă în dreapta portarului și egalitate între cele două formații. Când mai avem 12 minute, cu siguranță vom avea final plin de dramatism și echilibrat, așa cum ne place nouă, ca să vă uitați și noastră la partidă până la sfârșitul ei. Un mare merit îl are CSM-ul, care a reușit de fiecare dată să revină. Dar Turda se vede la un pas să scape printre degete o victorie în care se arăta sigură. A domnicăi, foarte bună pasa pentru Alisie. Da. Căzut arată Silviu Stănescu. Oricum, ambii erau în semicerc, atât apărătorul, iată, și pivotul. De pe margine, Boja Rudi zice că pivotul Turzii s-a urcat pe adversar. E timp de odihnă solicitat de Horațiu Gal pentru Potaisa Turda. Ați ascultat pe Horațiu Gal, care încearcă în primul rând să-și liniștească proprii jucători. Cred că apariția acestui Rotaru, care face un cuplu foarte bun în defensivă cu Novan, a revitalizat apărarea echipei gazdă. A și schimbat puțin modulul cu un 5 plus 1 nu foarte avansat la Marianaț și s-a așteptat extraordinar. Arbitrii s-au uitat unul la celălalt. Până la urmă, Robert Harabagiu a luat decizia, a dat eliminare la Rotaru și mingea pentru Turda. Să vedem cum se descurcă de astă dată echipa oaspete cu om în plus, a domnicăi Marian. Par să fie obozice din linia de 9 metri a Potaisei Turda. Respinge formidabil același Blazevici, a 14-a intervenție a portarului bosniac de 37 de ani de la CSM București. Cu adevărat importantă această paradă, pentru că la omul minus CSM-ul avea nevoie de tot norocul din lume. 5 plus 1 la parare pentru Turda. Raul Marian în spate din joc pe Marianaț, care se duce în extremă. Modest, unul dintre foștii mari portari ai României, Vasile Cocos, în tribună, a sărit de bucurie cu mâinile în sus când a apărat Blazevici. Ce bine intră acolo, extraordinar! Da. Și două minute arată Bozo Rudici, până la urmă nu se mai dă eliminare împotriva lui Radu Lazar. Se dă 7 metri pentru gazde. Și va reveni Ludovic Varo în poarta celor de la Potaisa Turda. Cred că are dreptate Bozu Rudici, faultul, dacă e cu 7 metri, era și de eliminare la această fază. În fine, mai sunt 10 minute, să vedem ce face acum Marianaț. Înscrie. Din minutul 7, când conducea cu 3-2, CSM București n-a mai fost în avantaj pe tabela de marcaj, deci în acest minut 50. Raul Marian a ieșit Alisie din pivot. Raul Marian a intrat să scoată faul 9 metri pentru
Oaspeți care au omul plus încă 22 de secunde, Marian pentru Dediu, nu poate să joace în extremă Dediu, Adomică-i faultat de Marian Ați. Dacă Marian dădea drumul la faza anterioară din prima la minge, în extremă Câmpan era liber, 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 se solicită ștergerea suprafeței de joc. E clar, linia de 9 metri, fiecare jucător are mai mult de 30 de ani, acelor de la Turda au obosit, nu mai gândește limpede. De-aia l-a și introdus Horațiu Gal pe cântec la un moment dat. Dediu, Cuflăieră iarăși faul, este prepasiv în același timp. Se apără bine bucureștenii, Dediu pe lângă poartă, a doua aruncare de la 9 metri. Zona interior ratată de Turda. De cât că el de data asta chiar era presat de timp, adică văzuse semnalizarea și știa că se va flăiera joc pasiv dacă nu aruncă nimeni la poartă, dacă nu amenință buturile adverse. Pătru, Milošević. Încă 9 minute, se joacă 7 contra 7 și CSM-ul, să vedem dacă e în stare să ducă la 2 goluri peste adversar, de la minus 4 în această repriză. Aruncă Mariana și fructifică, nu a fost Milošević, se duce la schimbare. 27-25, Bucureștiul renaște în fața Turzii, după ce Turda a avut 5 goluri în prima repriză și 4 în a doua. Încădere liberă pe formația oaspete și acel timp de odihnă solicitat de Horațiu Gal n-a reușit să oprească această situație. Forțare. Și pași și forțare. Da. Pintec. Marian Ați i-a cerut scuze lui Constantinescu, care este mai rapid decât toți colegii și era deja în extrema dreaptă pregătit să dea lovitura. Petru, Milošević, extremele fixează colțurile încercând să desfășoare defensiva adversă. Pătru era a vrut să scoate eliminare, da, 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 da. Și Alisie făcea semn, era în cădere, n-am avut ce să... Da, da, s-a prins pe adversar. Încă 7 minute și jumătate, 2 goluri pentru CSM în fața Potaisei. Au intrat gazdele în prepasiv pentru că n-au amenințat poarta. Pași pentru Negru, o primă greșeală pentru Negru în această repriză. E simpatic arbitrul Arabagiu când se încruntă, vrea să pară autoritar. Extraordinar. Senzațională aruncare Maricel Voina, acest Flavius Câmpan. Ce aruncare grea, într-o poziție incomodă Flavius Câmpan, dar a fost sigur pe îndemânarea sa. Pivotul nu prinde mingea la această fază, o face Radu Lazar, foarte bun Radu Lazar în apărare. Ia parte și la faza ofensivă, acum Adomică-i, Câmpan. Ce disciplinat e Radu Lazar, își face treaba, merge la schimbare. Alisie este pivot pentru Potaisa Turda, cântec inter stânga, acestea ar fi schimbările. A fost împins aici Raul Marian de către Marian Ați, dar tombutoi de pulbere, este banca CSM-ului și eliminarea la bancă, extraordinar. Da, era un galben la bancă și acum pentru proteste se dă eliminare. Era fix ce le lipsea celor de la CSM București. Da, cam ăsta este regulamentul și... Da, asta e după proverbul chelului tichie de mărgăritari lipsește. Eu vorbesc în cunoștință de cauze cu părul pe care îl mai am. Constantinescu este jucătorul sacrificat. Asta chiar nu trebuia CSM-ului, care cât de cât era... Era acolo. Acolo, da, în joc. Dar la câte eliminări a avut CSM-ul, nu mai contează una, să spunem. Câmpan pasă de o parte pe alta, paradă, Blazević, extraordinar ce meci face bosniacul. Ține echipa la un gol peste adversari, este încurajat și felicitat de toți colegii săi. Se duce acum să se îmbrățișeze cu ei. Pătru rămâne coordonator. Cu numărul 21 a reapărut Cristo Costadinović. Firește dacă îl odihnești pe Constantinescu. 5 minute și jumătate.
Până la sfârșitul partidei, 1 minut și 10 secunde securitate pentru Turda. Constantinovici. Ce cadou! A greșit pasa Radu Lazar și este faul pentru Turda. Constantinovici reproșează zadarnic. Acolo el a trimis mingea în mâna adversarului. Lazar formidabil. Cred că e a 8-a sau a 9-a intercepție pe care o face. Turda s-a așteptat să scoată eliminarea la această fază, unde a fost împins Radu Lazar. S-a dat 9 metri pentru Ardeleni. Raul Marian aruncă peste. Rare ori greșește coordonatorul Potaisei, dar a vrut el să surprindă. Da, e clar că n-a ales soluția potrivită la această fază. Dacă trimitea mingea în poartă, nu-mi reproșa nimeni. Nici așa nu-i zice nici măcar Horațiu că altceva. L-a luat în primire Raul Marian pe Sasha Marianaț. Iarăși Constantinovici rămâne cu mingea în mână. Faulta până la urmă sârbul. 9 metri pentru Gazde. Scorul a rămas blocat, să spun, la 27-26 de vreo 2 minute. Acum se vede cât de important Tiberiu Constantinescu pentru CSM București. Din păcate pentru el, Cristo Costadinovici face greșeală. După greșeală a fost salvat de Nicușor Negru, care a venit lângă el și l-a și strigat ca să-i ia mingea. Pătru pentru Miloșevici, pătru din nou, Miloșevici. 7 contra 7, e rotarul pivot pentru CSM București. Costadinovici, pătru, fault în atac. A dat mingea târziu Costadinovici, din nou lui Pătru. A rămas căzut jucătorul Potaisei după contactul cu Pătru. 4 minute și 14 secunde. Iată momentul în care Câmpan a fost lovit de Pătru la acea pătrundere. Un gol are CSM-ul peste Potaisa. O partidă frumoasă, o partidă echilibrată. Da, se enervează acolo Pătru, pentru că putea să ducă echipa sa la 2 goluri pe finala de întâlnire. Potaisa Turda mai are încă o șansă să egaleze după ce a condus 50 de minute din această partidă. Aproape. Liberț la coordonare, se odihnește Raul Marian, Domnicăi. Dediu în stânga, se joacă cu Câmpan pe extremă, s-a dus Liberț al doilea pivot, Dediu dă depășire pe exterior, faultat de Simovici, care a mai intrat și el pe teren să-și ajute echipa. Până la urmă, proporția în care și-au ajutat echipa cei de la CSM București este 50-50. Constantinescu și Pătru și Rotaru și ceilalți străini. Acum este gol pentru Dediu. Gol după vreo 2 minute jumătate în această partidă, 27-27. Pătru pentru Miloșevici. Marianaț. Se mișcă bine defensiva Turzii în fața bucureștenilor. Aruncă patru pe urmă și îngroapă mingea în poartă. 28-27, minutul 57. Turda nu mai găsește soluții în atac atât de repede. Obosește și atunci efortul acesta se face simțit în defensivă. Tot număram Pătru, Rotaru, Constantinescu, Novanc, oamenii care au făcut lucruri bune, foarte bune pentru CSM București, Blazevici, Miloșevici și Marianaț. Etapa viitoare, Turda joacă împotriva Sucevei, iar CSM deplasare la Vaslui. Acesta este programul celor două echipe de astăzi. Dediu pasă pentru Liberț, greșit, a plecat Constantinescu, combină cu Negru, gol pentru CSM București, care poate să fie al victoriei, dar mai sunt 2 minute și 20 de secunde. 29-27, CSM conduce Potaisa. Agresivitate nejustificată la semicercul de 6 metri. Iată, Simovici l-a șifonat puțin pe Ionuș Ștef. Eliminare, sârbul este puțin de nestăvălit.
Novanche, omul eliminat. Pentru el meciul s-a terminat. Dar și Simović. Arbitru Harabagiu arată pe Simović. Da, pentru reacția pe care a avut-o sărind la Ștef. Dacă se dă reluare, se vede asta. Dublă eliminare la... Asta întreabă și Stănescu, întreabă pe Harabagiu, 2. Aici se poate întoarce soarta meciului. Da, Simović e chemat pe margine. Da, ați văzut, Bozo Rudić s-a enervat și l-a împins pe Simović să iasă în afara terenului. Sârbu mai vine odată să mai parlamenteze și el cu arbitrii. Oricum deciziile nu se întorc. Asta ar trebui să știe în primul rând de sportivii. A trecut pe lângă el Ștef, a băgat umărul în el și sârbului a sărit Sandra și a replicat de acolo, îi se trage. Da, nu trebuie să protesteze Simović. Iată momentul, aici este faultul lui Marianaț și în dreapta s-a întâmplat ceva pe apărare. Se vede Simović care, iată, Simović a îndepărtat. Da. Îndepărtat de Rotaru. Poate a fost decizia prea drastică. Să vedem câtă șansă are CSM-ul, cât pe aici să scoată mingea. Negru a pierdut Adomică. E extraordinar. Încă două minute și rămân două goluri pentru CSM. Așa s-a întâmplat, mai țineți minte, și la Odorhei cu HM Constanța, când Odorhei a pierdut mingea la ultimele 5 secunde pe atac în Constanța. Era trei oameni, Constantinescu pătrunde, aruncă, este faultat. Scoate și el o eliminare. Foarte bun Constantinescu, la fel și Negru, oamenii cheie pentru CSM în această partidă. Ați avut reluarea și eliminare iarăși la Radu Lazar. S-a echilibrat disputa. În aceste condiții, dacă CSM București reușește să țină de acest avantaj de două goluri, nici măcar nu mai are nevoie să marcheze, câștigă liniștită partida. A intrat cu numărul 90 și Cosmin Capotă. El este acum la minge, Negru. A extraordinară plecarea de pe loc a lui Constantinescu. Pune boltă! Extraordinar golul victoriei CSM București. Acesta este omul partidei, stângaciul Constantinescu, care a făcut ce a vrut cu adversarii săi. Și el gândește parcă cu o fracțiune de secundă mai repede. Colegii săi se demarcă extraordinar ca un adevărat pivot la basket sau ca un vârf de atac la fotbal. Acum plecase printre doi adversari, mai sunt 75 de secunde. Gol pentru Turda, marchează foarte repede Cosmin Liberț. Cosmin Liberț scrie pentru Cotoisa Turda. Să vedem cum gestionează acest avantaj în inferioritate CSM București. Negru îi spune lui Capotă să plece de acolo. Constantinescu pentru Negru. În prepasiv bucureștenii și timp de odină cerut de Bozo Rudić exact când s-a ridicat și prepasivul. Vom vedea după time-out dacă rămânea prepasivul. Aveți în imagine și pe juniorii de la CSM București, care sunt lideri în grupa lor în campionatul juniorii 1. Se bucură normal de rezultatul pe care este aproape să-l obțină echipa mare a clubului. Mai sunt 46 de secunde, 30-28 pentru CSM în derbiul cu Potaisa Turda.
Loșević. A mai scos un fault, încă o dată 9 metri. Rotarul cere distanța regulamentară la adversarii. Milošević, gol! Chiar s-a terminat de această dată. 31-28, Bucureștiul conduce pe Turda. A aruncat repede liber într-un adversar neintenționat, normal, a fost out pentru Potaisa. 20 de secunde, despart o victorie mare. Mingea este pentru Potaisa, 9 metri. Iată că CSM-ul a reușit să mai scoată un rezultat pozitiv. Aruncă la poartă Negru, aerian în semicerc, gol spectacol. 32-28, scor final, CSM București învinge Potaisa Turda și acumulează 9 puncte în clasament. Turda rămâne cu 6, George Mihail Turban și Costi Prunov, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe canalele Digi Sport, la revedere! Potaisa Turda!